Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușe. Cu aceste cuvinte ale lui Iov se încheie cartea poetică a cărții. Din octombrie până acum am studiat împreună cartea Iov. Primele două capitole, scrise în proză, relatează niște evenimente din viața lui Iov, modul în care a acționat diavolul, cum a îngăduit Dumnezeu și ultimele versete din carte sunt din nou în proză, de la capitolul 3 până la acest verset. Cartea Iov este un poem, un poem al suferinței, un poem al răbdării, un poem pe care mulți îl privesc filozofic, dar ridică multe probleme ale vieții. Iov a trăit cu circa 4.000 de ani în urmă. Documentul primar, prin inspirația Sfântului Duh, a fost transmis și versificat apoi. Și de această carte, oamenii se apropie fie cu o gândire rabinică, cu înțelepciunea rabinilor, pentru că iese în canonul ebraic, și atunci caută să descopere aspecte culturale ale vremii de atunci, probleme filozofice, și sunt multe dezbateri. Poate și noi suntem ispitiți uneori să privim cartea sub acest aspect. Și nu zic că nu este o înțelepciune în această abordare, dar când Domnul Iisus a vorbit, mulțimile care l-au ascultat au zis: El vorbește cu putere, El vorbește cu autoritate, nu așa cum ne învață cărturarii noștri, nu așa cum ne învață rabinii. Când citiți Biblia, o puteți citi așa cum o citesc rabinii, cu multă filozofare, cu multă dezbatere, cu multe curiozități, sau o puteți citi ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Poate o să părem prea înguști să considerăm că trebuie să luăm Biblia ca o carte inspirată de Duhul Sfânt. Domnul Iisus a spus: cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Tot ce s-a scris a fost scris sub inspirația Sfântului Duh, de aceea nu înțelegem ceea ce a fost scris cu adevărat decât atunci când ne iluminează Duhul Sfânt. Poți folosi computerul ca să faci un cod și să descifrezi Biblia, să cauți cuvinte care se repetă, să faci studii de literare, studii de stil, de formă. Dar dacă înțelegi că prin cuvântul Sfintelor Scripturi ni se descopere Dumnezeu și ne descopere ceva din planul Său pentru noi oamenii, atunci și cartea Iov este o carte extraordinară. Dincolo de problema suferinței, când Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, i-a pus câteva întrebări.
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Cine a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Știți că versetul acesta descopere o realitate pe care noi oamenii n-am avea cum să o știm dacă n-ar fi fost revelată în Sfânta Scriptură. Din noaptea inexistenței, a neființei, primele creaturi chemate la viață sunt numite stelele dimineții. Așa cum existența începe, nu, parcă dimineața, stelele dimineții. Cine sunt aceste stele ale dimineții și cine sunt acești fii ai lui Dumnezeu, dacă nu oștirile de îngeri? Da, îngerii au fost creați înaintea noastră. Iov, în cartea Iov, Dumnezeu, când îi vorbește lui Iov, descoperă această realitate. Și când am întocmit pământul, era o muzică cosmică, poate nu în cea materială, dar în lumea, în universul spiritual, în universul spiritual, fiii lui Dumnezeu cântau de bucurie. Oare ce motiv aveau îngerii să cânte că Dumnezeu face pământul acesta, îl modelează ca un leagăn și apoi îl așează în el pe om, o ființă așa de slabă, limitată? Oare ce motiv avea Dumnezeu? Haideți să ne întoarcem la capitolul 1. Iov era cel mai neprihănit om de pe pământ din vremea lui, era un om integru, un om cu o inimă neîmpărțită, un om care avea grijă de nevoile materiale și spirituale ale familiei lui. Și într-o zi, spune cuvântul, fiul lui Dumnezeu, adică îngerii, au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Ia închipuiți-vă că ar fi răspuns Satana, mi-ai dat o misiune, pentru că așa spune Biblia, că toți îngerii sunt duhuri slujitoare ale lui Dumnezeu. Mi-ai dat o misiune, mi-am îndeplinit-o și m-am întors să-ți raportez. Cum răspunde Satana? Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Nu simțiți nimic aici în răspunsul Satanei față de Creator, față de Atotputernicul Dumnezeu? M-am plimbat pe unde îmi place. Și ce ai tu cu asta? Când Duhul Sfânt inspiră scrierea acestei realități, avusese loc căderea diavolului în lumea spirituală. De fapt, căderea diavolului și a unei părți din îngeri s-a produs înainte ca Dumnezeu să-l facă pe om. Înțelegeți? Când Dumnezeu l-a făcut pe om, îngerii strigau de bucurie. Oare ce plan avea să desfășoare Dumnezeu? Nu vi se pare cartea Iov o carte foarte profundă? Nu doar despre suferință. Nu doar despre suferință. Și apoi mai gândiți-vă la un lucru. Dumnezeu îi permite lui Iov, zice Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu Iov? Am discutat cu cineva care nu prea a avut timp să vină la biserică, a avut motive întemeiate. Dar ce n-am înțeles cartea Iov, de ce s-a lăsat Dumnezeu ispitit de diavol?
Și am zis, stai puțin, n-ai citit cu atenție? Dumnezeu atrage atenția, Dumnezeu îl aduce în discuție pe Iov. L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu diavolul are inițiativa. Diavolul doar îi spune, eu m-am plimbat pe unde îmi place mie. Și am căutat să observ. Am cutreierat pământul. L-ai văzut pe robul meu Iov? Este aici o provocare care ne depășește. Apostolul Pavel spune că noi suntem o priveliște pentru îngeri. Domnul Iisus spune că atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, este mare bucurie înaintea îngerilor. Oare degeaba slujește, slujește Iov? Nu l-ai ocrotit tu? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperi țara? Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Satana nu poate să facă nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, îți dau voie. Am vorbit săptămâna trecută la capela de la căminele studențești, căminele baptiste. Și la terminare o tânără a venit plângând la mine și mi-a spus: ce se va întâmpla cu lumea asta? În ce direcție merge lumea asta? Ce se va întâmpla cu biserica? Ce va fi în lumea asta? Păi eu vreau să vă spun că Dumnezeu, din când în când, îngăduie manifestării răului să se extindă. Știți ce spune Domnul Iisus atunci când a fost judecat pe nedrept, când a fost arestat, judecat pe nedrept și în mod abuziv condamnat la moarte? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Un ceas îngăduit de Dumnezeu, chiar cu privire la Fiul Său, să se manifeste puterea întunericului. Știți ce spune ultima carte a Bibliei? Una din biserici este mângâiată cu aceste cuvinte: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Diavolul nu poate să facă nimic fără să-i îngăduie Dumnezeu. Și m-am dus cu gândul la ceea ce se va întâmpla la sfârșitul istoriei omenirii. Dacă istoria umanității ar putea fi privită printr-un canal al timpului în viitor, și dacă pe cei doi pereți ale acestui tunel am putea vedea imagini din viitor, cum vă închipuiți că va fi istoria omenirii peste zeci de ani? Dacă Domnul va îngădui și mai mult, nu știu. Cum va fi istoria? Nu știm exact. Dar știm un lucru descoperit în cartea Apocalipsa. Că pe fundalul acestui tunel, ultimul tablou este descris în Apocalipsa. Nu vă lăsați induși în eroare de cei ce tălmăcesc Apocalipsa ca fiind evenimente deja petrecute în secolele nu știu care și acum și nu știu când. Apocalipsa este dincolo de ceea ce noi putem numi acum. Este ultimul tablou
din istoria omenirii. Istoria curge în valuri. Duhul lui Dumnezeu trage istoria înainte prin puterea Harului Său și taina fără de legii trage în jos. Așa că să nu vă speriați, răul va fi tot mai mare în lume și Harul lui Dumnezeu va lucra cu tot mai multă putere. Unii înțeleg că nu se va mai manifesta Har în lume. Nu, până și în ultimul tablou și în cel descris în Apocalipsa, când piedicele din calea manifestării răului vor fi date la o parte și răul se va manifesta în toată urâțenia lui. Nimeni nu va zice atunci, știi, noi n-am fost corupt, e un proces politic. Va zice, mă acuz de corupție și ce-i cu asta? Și ce-i cu asta? Răul se va manifesta din calea afară de rău. M-am uitat din nou zile acestea peste cartea Apocalipsei, 7 peceți, rupte 7 peceți, parcă la fiecare pecete Dumnezeu permite răului să se manifeste și mai mult. Să apară anticristul, să apară ca un biruitor cu arcul, o putere înșelătoare, asta este în Biblia arcul, o putere înșelătoare, promite pace pentru toată planeta, vine pe un cal alb, lumea întreagă îl va adula, da? Și fiecare pecete care se rupe, parcă e o dezlegare a manifestării răului. A fost dificil pentru Iov, a pierdut într-o singură zi toată averea, toată afacerea lui. Caravanele lui care asigurau transport între Răsărit și Apus în acel Orient Mijlociu, boii lui care arau și pentru el și pentru alții, v-am povestit la început de ce se scrie în Biblie că avea 500 de măgărițe. Când am aflat toamna trecută că un kilogram de brânză din lapte de măgărițe astăzi se vinde cu 1000 de euro, m-am gândit ce delicatese, ce medicament și cum era folosit laptele acela în industria cosmetică încă acum 4000 de ani. Și într-o zi a pierdut totul, absolut totul. Cel mai prosper om din zona aceea, într-o zi a pierdut totul. Și în aceea zi a stat în fața unei gropi unde a înmormântat 10 copii, 10 sicrie. O singură dată în viața mea am stat în fața unei gropi, am predicat la o mormântare unde doi tineri au fost îngropați, soț și soție și bebelușul lor de 3 luni era în brațele părinților. Ei aveau 21-22 de ani, părinților aveau 40 și ceva de ani și bebelușul 3 luni. Și au murit amândoi din pricina unei explozii, garsoniera lor a explodat, gazul a explodat, bebelușul a fost aruncat sub pat și a fost cea mai dramatică înmormântare la care am predicat în viața mea. Dar să stai în fața 10 sicrie, să le cobori toate într-o zi și să fie copiii tăi. Dumnezeu i-a permis diavolului și zicem ce rău s-a dezlănțuit atunci, prin ce suferință a trecut Iov. E nimic. Auschwitz-ul, într-o zi va apărea mușuroi de furnici pe lângă manifestarea răului pe pământ. Da, dacă citiți cartea Apocalipsa, veți vedea că ultimul tablou al omenirii va începe prin faptul că Dumnezeu permite răului să se manifeste. Apoi vin judecățile lui Dumnezeu, îngerii anunță, sunt 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire.
Și foarte interesant, când Dumnezeu judecă răul, știți ce se întâmplă? Atunci apare fiara, atunci balaurul, atunci diavolul lucrează cu multă putere. Foarte interesant, nu-i așa? Iov se întreabă, de ce nu face Dumnezeu dreptate pe pământ? Și când vor fi judecățile lui Dumnezeu peste oameni, știți ce vor zice oamenii? Îl vor blestema pe Dumnezeu, de ce îngăduie răul pe pământ? Și Dumnezeu doar va permite răului să se manifeste cât este de rău. Dar în același timp, Apocalipsa e plină de cântare. În capitolul 5 ni se spune că zeci de mii și zeci de mii și mii și mii de îngeri, am făcut un calcul, am înmulțit zecile de mii cu miile și mi-au dat sute de trilioane de îngeri. Noi suntem pe pământ câte? 6, 7, 8, vom fi 8 miliarde de locuitori. Îngerii sunt de ordinul sutelor de trilioane doar la început în Apocalipsa. Apoi numărul lor crește. La început este un bubuit care vine ca un tunet. Și cu cât mergi în Apocalipsa mai departe, tot universul este plin de laudă la adresa lui Dumnezeu. Când răul se manifestă și slava lui Dumnezeu se manifestă și harul lui Dumnezeu se manifestă cu mai multă putere. Ce legătură are cartea Iov cu istoria omenirii? Provocării pe care a dus-o diavolul, autorității lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răspuns într-un mod moral, în dragoste față de îngerii necăzuți, și a creat o ființă slabă, omul, care să arate că prin dependență de Dumnezeu, prin credință, omul va ajunge să fie superior îngerilor. De aceea Iisus Hristos n-a venit pentru mântuirea îngerilor căzuți. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. A fost ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. S-a identificat cu noi ca pe noi să ne ridice și să ne facă asemenea trupului lui de slavă, să ne ridice deasupra îngerilor. Și Apostolul Pavel spune în epistola către Efeseni că prin biserică, domniile și stăpânirile din locurile cerești cunosc astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Dumnezeu a făcut cu privire la om un plan veșnic în Iisus Hristos înainte de creație, înainte de a crea îngerii. Vedeți, toate ființele create sunt ispitite pe măsură ce se simt mai împlinite, să se întoarcă spre ele însele și să zică, eu sunt centrul existenței. Vă închipuiți îngerii care nu fac cancer, Satana care era un heruvim strălucitor, care oglindea așa de mult din slava Creatorului, cât de ispitit a fost să se întoarcă spre sine și să iasă de sub autoritatea Creatorului. De ce ne-a creat Dumnezeu pe noi? Să arate că dependența de El a rămâne sub autoritatea Lui prin credință este mai valoros chiar decât statutul ontologic care ne-a fost dat prin creație. Așa se încheie cartea Iov. Dumnezeu îi răspunde în cele din urmă lui Iov. Nu vi s-a părut ciudat
că Dumnezeu vorbește mai mult doar despre constelații, așa cum ne-a amintit Laurențiu duminica trecută, și apoi cel mai mult despre fiarele sălbatice, pui de leu, despre pui de corb, despre caprele sălbatice, despre măgarul sălbatic care nu vrea să stea la iezlea ta, despre bivolul sălbatic pe care nu-l poți înhăma la jug, despre toate sălbăticiunile care sunt conduse de instinct și nu recunosc nicio autoritate a omului. Și încheie cu acele două fiare preistorice, Behemontul și Leviatanul, care sunt comparate oarecum cu hipopotamul și cu crocodilul, dar mult mai groaznice. Îți vor face rugăminți? Se vor juca fetele tale cu ei, cu aceste viețuitoare? Și Iov răspunde doar la această scurtă prezentare a unor fiare sălbatice. Iov a răspuns Domnului: știu că tu poți totul. Oare nu are acest mesaj de-a face cu însăși rostul existenței noastre pe pământ? Iov s-a pocăit. De ce păcate s-a pocăit Iov? De direcția greșită în care o apucase. Nu din pricină că săvârșise niște păcate, ci apucase o direcție greșită. Și și-a dat Iov seama că singurul răspuns este autoritatea lui Dumnezeu sub care se întoarce. Pocăința lui Iov înseamnă întoarcere sub autoritatea lui Dumnezeu. Adam a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să ne arate ce înseamnă să stai sub autoritatea lui Dumnezeu. Știți că despre Domnul Iisus Hristos se spune: când era copil, creștea în înțelepciune și în statură. Iar mai târziu, când a trecut prin suferințe, prin Golgota, Biblia spune că Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferință. În ce sens a fost desăvârșit Fiul lui Dumnezeu prin suferință? În ce sens a fost desăvârșit? În ce privește neprihănirea? Dar Biblia spune clar că el n-a avut niciun păcat. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpătenia mântuirii lor. Și ascultați, aceeași epistolă spune: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Iisus Hristos a fost desăvârșit în înțelepciune, în ascultare de Tatăl. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ce face suferința în viața noastră? În primul rând, suferința în viața noastră îl face pe Dumnezeu mai real. Observați, Dumnezeu nu răspunde întrebărilor lui Iov, nu răspunde frământărilor celor trei prieteni ai lui Iov și nici măcar lui Elihu. Dumnezeu vine cu niște întrebări. Oare de ce nu răspunde Dumnezeu? Ascultați-mă! Pentru că El este răspunsul. El nu dă un răspuns filozofic care să ne satisfacă pe noi. Dumnezeu este răspunsul. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Dumnezeu este răspunsul. În suferință, Dumnezeu devine mai real. Iov îl descoperă acum pe Dumnezeu în suferință, pe grămada aceea de gunoi, pe cenușe, scărpinându-se acolo, abandonat de toți cei dragi. Iov
îl descopere pe Dumnezeu. Dacă suntem sinceri cu noi, recunoaștem că în suferință, prin credință, îl descoperim mai mult pe Dumnezeu. Dar prin suferință ne descoperim și pe noi mai cu adevărat. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. M-aș fi așteptat să zică Iov, mi-e scârbă de Elifaz, mi-e scârbă de Bilda, de Țofar, mai ales de Țofar, mi-e scârbă de ei. Știți ce spune Iov? Mi-e scârbă de mine. Suferința ne ajută să ne descoperim pe noi în lumina lui Dumnezeu. De fapt, suferința este o încercare a credinței. Iată ce spune Apostolul Petru în epistola lui, în prima lui epistolă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Știți ce ne leagă pe noi de Dumnezeu? Credința. Știți ce este testată în suferință? Credința. Încrederea noi noastră în Dumnezeu. Dumnezeu a creat o ființă mai slabă decât îngerii, care să arate îngerilor că prin credință, ființa asta mai slabă este dependentă de Creator și va moșteni un viitor mai glorios decât al îngerilor. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperite în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Mă întreb, oare dacă ar fi zis cineva către Iov, Iov, îți pare rău că ai trecut prin suferința asta? Îți pare rău? Un singur motiv avea Iov să spună, chiar nu-mi pare rău. Fără suferința asta nu l-aș fi cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Acum ochiul meu te-a văzut. Fără suferința asta nu m-aș fi cunoscut cu adevărat pe mine. Mereu mi-a fost scârbă de alții. Acum mi-e scârbă de mine. Și suferința îți dă o înțelepciune care se caracterizează prin blândețea Domnului Iisus Hristos. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Vom studia, începând cu săptămâna asta, cartea Iacov. Și veți vedea că această dezbatere se duce mai departe, mai profund. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin modul în care știe să vorbească, prin modul în care știe să argumenteze, prin modul în care știe să-i reducă pe toți la tăcere, să-și arate înțelepciunea. Nu, ascultați. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea asta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Există o înțelepciune demonică. Există o înțelepciune firească, dar există o înțelepciune cerească
și în suferință se dăltuiește noi această înțelepciune. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi, ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei sale. Nu știu să vă răspund la, poate la cele mai multe întrebări care le aveți, dar știu un singur lucru, că în cer niciunul dintre noi nu va zice: Doamne, aș fi vrut ca viața mea să fie mai ușoară. Doamne, îmi pare rău că m-ai trecut prin suferințe. În cer nu vei zice așa. Pentru că orice suferință care te ajută să-L descoperi mai mult pe Dumnezeu prin credință, să te descoperi pe tine mai mult și să-ți dea blândețea înțelepciunii, în ziua aceea va fi motiv de bucurie, de laudă și de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că a lucrat în noi și prin suferință. Și nu uitați, așa cum se încheie cartea Iov, Dumnezeu este în control, Satana este redus la tăcere, atitudinea noastră îl reduce pe diavol la tăcere, în fața îngerilor. Să știți, el continuă să acuze și în Apocalipsa se vorbește despre acuzatorul, dar ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor, prin sângele mielului și prin faptul că nu și-au iubit viața. De aceea, haideți și astăzi să lăudăm înțelepciunea lui Dumnezeu și faptul că El are ultimul cuvânt în viața noastră și în istoria acestui pământ. Și asta a dovedit-o când l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Amin.